este segmentul de mărfuri și materii prime. Aici putem să ne uităm la petrol, de exemplu, pe care instrumentele tradiționale, să le spunem, ar fi adus un beneficiu rezonabil. Riscul de război, iată, nici nu am mai discutat, dar joi, vineri, a fost o mare tensiune pe această temă. La un moment dat, președintele, aproape că ați citit deja despre asta, președintele ar fi autorizat un atac, apoi s-a răzgândit brusc. S-ar putea să fie însă doar o amânare din perspective tehnice. Mesajul pentru Iran a fost că nu se dorește războiul, dar în același timp există și o anumită pregătire pentru asta. Iranul a afirmat recent că ar mai putea dobori drone americane, așa că situația e departe de a fi liniștită aici. Amenințările curg în mod voalat de ambele părți, în mod voalat sau mai puțin voalat. Ceea ce încurajează acest trend al petrolului. Dar am atins un nivel puternic de rezistență, 58-25, și părerea mea este că nu o să mă agit înainte de a vedea că piața ia o decizie, dar dacă spargem linia de trend, probabil am putea aluneca 57-31, ar fi suportul de urmărit, 57-08, 56-63. Rezistență 58-25 și dacă mergem pe un grafic daily, avem o mică problemă. O rezistență apropiată nu prea mai găsim. Putem face niște proiecții. Dacă ar fi fost un double bottom aici, însă 4 dolari ar fi ținta. Dacă luăm umbra lumânării, 58-65 ar fi o țintă cuprinzătoare. Dacă mergem pe corpul lumânării, 3-60, 3-60. Aproximativ. Deci am fi atins ținta unei evaluări mai prudente a acestui pattern. Pentru că, de fapt, aici nu avem o umbră, aici e doar o liniuță trasată de mine. Deci uitați cum arată graficul. Putem vorbi la limită despre un double bottom. De fapt, nu la limită, are șanse destul de bune de a fi fost un double bottom. Și pe lângă asta mai avem OPEC-ul care se întâlnește acordul pentru menținerea unui cap al producției, dar piața petrolului se uită la atât de multe date încât nu e ușor de evaluat așa cu precizie pe termen scurt. O întrebare bună despre Nat Gas. De ce e aproape de minim din 2016, iar petrolul este dublul valorii din acea perioadă? Pentru că sunt mai multe motive, dar unul dintre ele este și pentru că e vară și pentru că rezervele nu sunt specialiste în piața gazului natural, trebuie să recunosc, dar situația este diferită. Pe NatGas avem resursele din Statele Unite și se referă la piața americană. Nu e un reper global neapărat. Sunt mai multe barometre ale pieței gazului care se referă la diferite regiuni. Și apoi, deși e o regiune importantă și pentru gazul natural, problema nu este presantă acum situația din Orientul Mijlociu pentru gazul natural. Dar, în schimb, petrolul este extrem de important în orice anotimp al anului. Dar, deci sunt factori specifici de localizare în Statele Unite acelui instrument, sunt factori climatici și e faptul că, de fapt, o blocadă, să zicem, ipotetică a sectorului Ormuz ar duce la creșteri în primul rând pentru petrol și asta este justificat pentru că acolo avem o treime din traficul naval din tranzitul naval de petrol, în timp ce pentru gazul natural, din câte știu eu, nu avem un transport naval atât de accentuat. Se merge mai mult pe conducte. Deci cam asta ar fi explicația. Dar să vedem ce se întâmplă și e bine că vă uitați la NatGas pentru că este într-o zonă de minime și posibil să mai rămână așa o vreme, însă cred că îl paște și pe el o reajustare la un moment dat. Dar trebuie multă răbdare acolo. Asta plus dobânzile în scădere, plus un dolar fragil, care ar putea să fie de fapt
să fie cele două fețe ale aceluiași fenomen, dolarul și dobânzile, au ajutat petrolul să continuă creșterea, dar mai ales spectrul unui război, care observați că nu a dispărut, altfel ar fi avut niște ajustări de proporții. Dar mi se pare o barieră dificil de depășit, aproape un 54-62, care însă atunci când a fost part dubla evoluție de slăbirea dolarului și de temere în creștere pentru un conflict comercial. Și ceea ce vedem este o spargere a ceea ce văd eu drept un triunghi asimetric. Ceea ce înseamnă că mai degrabă, dacă ne considerăm peste 1380 în zilele și săptămânile următoare, mai degrabă aurul ar putea continua tendința aceasta ascendentă. Pe termen scurt, dificil de gestionat, însă știți că are mișcări foarte ample și deja avem o creștere de aproape 10% și o creștere foarte rapidă. Nu cred că am ajuns în faza aceea de panică speculativă în care să fi văzut deja multe poziții asumate intens și deci o vulnerabilitate de ajustări foarte rapide, dar cred că ritmul aproape vertical al ultimelor creșteri creează tentații de marcare de profit pe termen scurt. Nivelul de rezistență ar fi 1433-1434, situat aici, și apoi în 1489, da, deja suntem destul de departe, e un interval îndelungat. 1379 și 1371 ar fi suport. Pe un M15 găsim și niveluri mult mai rezonabile, 1400, 1391, 1382 sau rezistență 1406, 1411. Nu arată ca și cum se grăbește să se corecteze foarte agresiv, dar uitați-vă doar la sesiunea aceasta, vineri. Și apropo, în Asia, în jur de 4 și jumătate, 3 și jumătate, 4 și jumătate, în ultima perioadă a fost statistic o perioadă bună pentru aur, dar nu a ținut, a apărut un fel de inflamare, ca și cum intră traderii, se deschide, avem piața din Japonia, piața din China, care se deschid în apropiere de acel moment, dar entuziasmul respectiv nu se menține. E așa ca observație, nu știu câți dintre noi ar rămâne treji noaptea ca să tranzacționeze aur. Dacă pattern-ul acesta s-ar repeta câteva săptămâni, sau măcar o săptămână, o săptămână și ceva, atunci ar putea deveni interesant. Ar putea merita poate să ne trezim la 2 și jumătate, 3. Dar deocamdată, nu știu, e de urmărit. Probabil că aurul are nevoie de un pic de așteptare și de reașezare, de potolire. Ar fi bine să fie una lentă pentru el față de una rapidă care ar agita destul de mult spiritele, însă tendința amplă rămâne una de tip mai degrabă ascendent. Și surprinzător cât de entuziast a fost Bitcoin, interesul pe monede virtuale ne-a dus peste 11.000. Încep să mă întreb dacă nu cumva s-a descărcat o bună parte a acestui entuziasm în piață. În Asia avem stres, e clar. Și stresul vis-a-vis de conflictul militar este de ajutor. Apoi stresul vis-a-vis de conflictul între China și SUA pe teren comercial iarăși este de ajutor. Apoi ideea că Facebook a lansat o criptomonedă iarăși cumva validează spațiul. Dar cred că e vorba de combinația tuturor acestor factori, mai degrabă decât de unul singur care au contribuit la elanul respectiv și probabil un apetit speculativ în creștere consistentă. Pentru că, iată, am avut interesant impuls, pauză, running correction. Impuls, running correction. Aici a început să fie un fel de corecție normală, dar n-a fost în trei timp. Și acum iarăși un impuls. Lucrurile acestea au ținut o vreme și ne-au dus foarte, foarte sus, dar chiar și în 2017 am avut niște corecții ca la carte și doar câteva running correction. Aici și aici. Aici am avut corecția adevărată, aici corecția adevărată. Sau, mă rog, standard. E drept, explozia atunci a dus la multiplicarea prețului de 4, 5, 6 ori. Dar nici aici nu e de ignorat faptul că am crescut de aproape 3 ori.
Dacă ne gândim din minime, cam asta s-a întâmplat. Dacă ne gândim din zona de corecție, aici, pe la 4.000, aproape de 3 ori. Dar este un avânt important și zic eu, dacă chiar câteva zile se liniștesc un pic spiritele, nu e foarte ușor, dar dacă se liniștesc, atunci riscul unei corecții devine consistent. 10.400 suporți, apoi 9.900, mai jos 9.137. Pe unde ar fi rezistența în aceste condiții? 11.364, vârful recent, 11.707 și 11.780, aproape 11.800. Cu aceasta eu mulțumesc pentru atenția acordată. Mult succes să aveți astăzi și în zilele următoare. O sesiune plăcută, profitabilă să aveți și să ne auzim cu bine. Pe curând, la revedere!